A fost o zi importantă pentru Germania. Cu ocazia alegerilor parlamentare, nemții au ieșit la vot pentru a-i alege pe membrii Bundestagului. Rezultatul este unul istoric. În urma sa va fi desemnat succesorul Angelei Merkel, cea care se află la cârma celei mai puternice economii europene de mai bine de 16 ani. Este oficial. Candidatul Uniunii dintre CDU și CSU și favoritul Angelei Merkel, Armin Laschet, a pierdut alegerile. Cu doar 24,1% din opțiunile electoratului, acesta este cel mai slab rezultat obținut de conservatori după cel de-al doilea război mondial. Ei au fost devansați la mustață de socialdemocrații lui Olaf Scholz. Weil wir die Sozialdemokratie sind. Und weil wir das Beste für dieses Land sind. Weil Olaf Scholz der beste Kanzlerkandidat aus. Pragmatismus, Zuversicht und Geschlossenheit. Das werden wir auch in der nächsten Zeit zeigen, denn darauf kommt es an. Und ich bin sicher, die Bürgerinnen und Bürger werden sich auch nachträglich über ihre Entscheidung freuen, die sie getroffen haben, als sie die SPD gewählt haben. Das Versprechen gilt auch. Nu există însă nicio certitudine că stânga va da viitorul cancelar. Jocurile vor fi făcute de partidele mici, față de care germanii s-au arătat mai dispuși ca niciodată să le voteze. Verzii ecologiști au obținut un scor istoric, aproape 15% din voturi. Este un prim semnal dintr-o țară dezvoltată din Europa că electoratul devine interesat de schimbările climatice. De un rezultat neașteptat de bun s-au bucurat însă și principalii lor adversari, liberalii, cei care privilegiază creșterea economică și nu vor taxe suplimentare pentru protejarea mediului. Sind eben, dass es kontinuierlich weitergeht, dass sie sich dem Umweltschutz endlich mal mehr widmen und nicht mehr darüber reden. În acest context există o singură certitudine. Viitorul guvern și viitorul cancelar vor fi desemnați doar în urma unor negocieri dure în care partidele mici, precum verzii și liberalii, vor face jocurile. Până atunci, Angela Merkel rămâne cancelar interimar. În 2017, negocierile s-au prelungit timp de 6 luni de zile după alegeri.